Am revenit, dragilor, suntem la Super Neața de weekend și în cazul în care, fiind plină vară, vă voietați de căldură, o să vă spun că nu vă e cald deloc, pentru că ce am eu aici lângă mine ar putea să se vaiete chiar mult mai mult de atât, pentru că lor sigur le este foarte cald vara. Sau, dacă nu e așa, o să-mi spună Olivia. Bună dimineața, Olivia Pamfil. Bună dimineața. Pentru că avem aici puiuți de ciobănesc românesc carpatin, nu? Ei, având o blană foarte, foarte stufoasă, mă gândesc că vara suferă puțin, nu? Vara, da, nu sunt foarte încântați de temperatură, dar să știți că majoritatea câinilor sunt leșinați la căldură, iarna sunt foarte rezistenți, vara își sapă grop și stau în ele atunci când sunt da? La stână. Da, 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 își fac singuri. Mai la rece, nu? Că pământul... Răcoros, uh-huh. Da. Altfel se descurcă, adică nu trebuie să-i ții la aer condiționat, că altfel leșină. Fiind cunoscuți drept o rasă ce păzește foarte bine, nu? Ei mai de demult păzeau practic tot ce înseamnă o stână cu oi, cu tot ce are acolo, nu? Și acum păzesc, sunt la fel, sunt folosiți, tot în, da, tot sunt în zona asta. La oi, sunt foarte buni, dar sunt foarte buni și pentru paza caselor, mai ales pentru cei care vor un cățel care să facă pază fără să fie nevoie să le duce în acest sens. El face pază din... De cum din, e instinct. El? Din instinct. Din instinct, da. Face pază, dar în absența stăpânului, în prezența stăpânului, ascultă ce îi spune stăpânul. Și dacă stăpânul se și spune... vede că, uite, da, ai, da, da, ai domolit aici o femelă cu o femelă pui, cu care pui. Stă foarte liniștită și pare foarte regulă, îi place la îi place. Ce temperament are de fel un ciobănesc carpatin? Un ciobănesc carpatin este foarte sigur pe el. Este un câine foarte hotărât, e un câine ascultător, e un câine inteligent. Nu este un câine cum este Malinou, de dus la concursuri să sară peste garduri și așa, dar este un câine cu o inteligență nativă și care știe de la sine foarte multe lucruri. Foarte ușor de dresat, ascultă fără probleme. Are nevoie totuși de un stăpân care să știe să se impună un pic. Adică, coordoneze măcar și să-l stăpânească. Asta e valabil la toți câinii, nu e... Adică orice câine se poate strica, noi sigur. Suntem orice câine se poate strica dacă stăpânul răsfață excesiv. Așa este. Cum e împreajma copiilor? Minunați sunt. Da? Majoritatea cățeilor noștri merg la familii cu copii și sunt, îi călăresc copiii, pupă, se joacă cu ei, sunt foarte atenți cu copiii. Mura aici de față, care e mama puiuților, este perfectă. E un câine cu un temperament rar, de un calm fantastic. E calmă, nu? Calmă și cu o grijă, atentă la copii, atentă la tot ce face, este foarte ok, dar dacă o lăsăm singură în curte, își face treaba extraordinar de bine. Mănâncă mult? Am și o întrebare, că de obicei ce e chestia asta? Ai ciobănesc? Da, da, da. Rupe. Trebuie să-i dai doi porci pe săptămână. Da, da. Nu, mănâncă bobițe și cantitatea este ca la un câine de... În mod normal mănâncă 500 de grame de mâncare uscată pe zi. Atât. Atât. Ah. Da. Distribuită probabil în mai multe mese. În două mese. Deci nu e chiar ceva nici costisitor și nici nu. Îngrijitor pentru cineva ce ar dori să ia. Ilona, cum ți se par puiuții ăștia, Ilona? Deci eu acum sunt leșinată. Deci ăștia sunt câinii mei preferați. Eu sunt când de pază prin drăgălășenie. Prin drăgălășenie, nici nu te apropii de dragul lor. Aici sunt puiuți de câte săptămâni? 6 săptămâni au. Sunt ultimul nostru cuib. Sunt 4 din cei 10 puiuți pe care i-a făcut Mura. Ce-a făcut Mura? Ne-a făcut o surpriză. Nu știam la așa de mulți. Am făcut noi niște ecografii, ni s-au spus că-s mai puțini. Prima oară 5, a doua oară 5 și cred că i-au văzut pe primii 5 și pe ceilalți 5, că la sfârșit au fost 10. Deci, practic, nici la ecografie nu s-a văzut numărul exact. Nu s-au văzut, nu, erau prea mulți, dar s-a descurcat foarte bine cu ei. N-ați niște câini mai primitiv, mai aproape de lup, foarte serioși, adică nu trebuie să ne învârtim în jurul lor foarte mult, ei au încă instinctele acelea originale și știu să se descurce. Câini de apartament îi putem considera sau de preferat mai la curte? De preferat la curte, nu o curte foarte mare, dacă e scos la plimbare sunt ok și cu o curte mai mică, dar na, în general câinii de talia asta și cu blană atât de mare la au apartament nevoie, nu? Nu sunt foarte potriviți. Deși dacă le dai aer condiționat avem carpatini din canisă care au fost luați la apartament, multe plimbări, mers la munte și sunt ok. Adică sunt nu se exclude varianta, dar pentru curte sunt ideali. Trebuie să facă mișcare, nu? Cred că le este foarte indicată treaba.
treaba asta, nu? Da, deși să știți că nu fac atât nu de... Aleargă, nu adică nu activ. Sunt extraordinar de agitații să-ți facă ture la gar, să-ți latre în continuu. Adică au o energie medie. Sunt niște câini cu care ești relaxat și confortabil. Nu trebuie tot timpul să-i dai ceva de lucru, că altfel cine știe ce prostii face prin curte. Mulțumim tare, Olivia. Lăsăm mămica și puiuții să se retragă. Cei mici, cred că abia așteaptă să stea lângă mămica lor. Te-ai topit, nu-i așa, da, Ilona? Sunt cei mai frumoși. Sunt cei mai frumoși. Las că te mut la casă și ție un câine. Da, da, da. Tu știi de când visez, de când eram mică, visez un cățeluș.